Februarie 1968. Marea Adunare Națională adoptă o lege privind organizarea teritorială administrativă a Republicii Socialiste România, o lege care va rămâne în vigoare până astăzi. Reforma comunistă din anii 50 modifică precedentul mod de organizare, care avea ca sursă de inspirație modelul sovietic, și anume pe regiuni și pe raioane. În urma revenirii la organizarea tradițională, România va cuprinde, odată cu legea din
cu prilejul sărbătoririi zilei minerului și a centenarului industriei carbonifere, șeful statului român, Nicolae Ceaușescu, se află într-o vizită de lucru la Lupeni, prilej cu care combinatul minier Valea Jiului primește Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa 1 prin decretul 680 din 1 august 1968. 1968 este anul în care s-a deschis și un nou șantier național pentru a schimba imaginea defileului Jiului prin modernizarea șoselei Petroșani-Târgu Jiu. Anul 1968 este marcat de câteva momente cheie în lume. Manifestații studențești de amploare, cu contestări politice și sociale în luna mai în Franța, în Portugalia dictatorul Antonio Salazar renunță la putere, partidul BAS, Partidul Socialist al Renașterii Arabe, preia puterea în Irak printr-o lovitură de stat sub generalul Ahmed Hassan al-Bakr, iar în Cehoslovacia are loc primăvara de la Praga, suscitată de proiectul socialist cu față umană promovat de Alexander Dubček, mișcare zdrobită de trupele pactului de la Varșovia, fără participarea României, prin invadarea teritoriului jumătate de veac, în 1968, într-o Europa bântuită de convulsii sociale, politice și aflată chiar în prag de război, e bine, iată că o nouă structură administrativă aduce pe harta României și municipiul Petroșani.